Ok, clip scurt, pe Bitcoin în care stăm pe BLX o să vă prezint un indicator care se numește Golden Ratio Multiplier, probabil că ați mai auzit de el, îl puteți găsi la Indicators dacă scrieți Golden Ratio Multiplier. Eu îl folosesc pe cel de la lookintobitcoins.com, acest site pe care probabil știți. Știți și indicatorul dacă mă urmăriți de ceva timp, pentru că l-am mai prezentat. Am avut abonament la ei și am rămas cu indicatorii. Ok, haideți să ne întoarcem la chart. Va trebui să intrăm pe sau să intrați voi pe logaritmic în cazul în care doriți să folosiți acest indicator pe daily. Bun, și acum haideți să ne uităm puțin în trecut să vedem logica acestui indicator. Sunt multipli pe Fibonacci pentru 350 daily MA, aceste niveluri. Da, și vreau să începem cu bull marketul din 2013. Nu o să stau foarte mult pentru că se înțelege sau se va înțelege. Bun, acest top a fost dat de linia cu galben. Topul următor, de următoarea linie, cea cu portocaliu. Hai să ne uităm la următorul top, adică cel din 2017, care a fost dat de următoarea linie, ce să vezi, adică cea cu albastru. Vreau să ne uităm și în 2021. A urmat linia cu mov, aici a dat topul, da? Și acum vom trece în prezent, bineînțeles, o să spuneți că topul deja a fost. De ce? Bazat pe acest indicator, ar fi urmat ca linia cu roșu să dea topul. După cum vedeți, a atins linia cu roșu. Părerea mea în acest moment este că nu este neapărat că asta să fi fost topul. Eu personal n-am nicio confirmare și vreau să văd ce se întâmplă în tot acest range, ok? Urcări putem vedea de oriunde, pentru că dacă punem un Elliott Waves, o să vedem că avem valul 1, 2, 3, 4 aici și apoi ar urma încă un val în partea de sus minim. În cazul în care ăsta a fost valul 3 și nu se mai prelungește, pentru că sunt două cazuri. Cazurile în care bull marketul se finalizează mai devreme, dar tot mai există încă un leg up, ok? Și ăla o să fie ultimul, sau avem scenariul pe care deja l-am pus pe X, unde avem două topuri, dar aici am explicat destul de clar că va trebui să așteptăm această corecție să se finalizeze. A atins targetul pe Fibonacci extension, deci putem să-l confirmăm oricând de acum, sau corecția se poate finaliza oricând de aici și până max target. Max targetul este undeva la 42-43, zona asta de aici. Nu este neapărat să ajungă până max target. Repet, el se poate finaliza oricând și apoi să vedem un leg up. De aici trebuie să verificăm, da, sau să avem ceva confirmări că ăsta a fost topul sau mai urmează încă unul. O să fie destul de ușor pentru că trebuie să așteptăm următorul leg up, care se poate duce poate chiar și în 90.000, 100.000 sau zona asta de aici. Mulți vor începe să vândă din timp sau treptat și vom vedea o reacție în partea de jos. Următoarea reacție sau valul ăsta de aici va trebui să punem un Fibonacci să confirmăm. În cazul în care se invalidează valul 4, atunci confirmăm că ăsta a fost topul pe bull market și da, ne așteaptă un bear market. În cazul în care nu putem să invalidăm valul 4 și ne putem aștepta la încă un val în partea de sus, înseamnă că ciclurile se vor repeta și ca și timing o să fie destul de repetitiv, da? Adică se va întâmpla același lucru. După cum știți, dacă ne uităm în trecut, normal un top ar trebui să avem la sfârșitul lui 2025. Și atunci vom avea asta, valul 1, 2, 3, care se prelungește acum cu un bearish divergence pe RSI, scădere destul de agresivă cum a fost și aici și încă un leg up pentru valul 5, poate să fie și extins, de ce nu? Undeva peste 100.000, da? Vom avea atunci targeturi. Bun, și acum că am explicat, haideți să trecem înapoi la acest indicator, da? Și de ce avem noi range-ul ăsta de aici? Pentru că este max target pentru valul 4. Deja a atins linia cu alb, ok? De aici se putea cumpăra pe spot sau se poate reacumula, de ce nu? Pentru că ai avut o scădere destul de frumoasă. Dar nu cred că o să facă asta. În cazul în care a rupt 42, nu mai are niciun sens vreun scenariu bullish, exact cum am scris și pe Twitter sau pe X, pentru că se va intra clar într-un scenariu bearish, dar nu este cazul. Și având în vedere că linia cu roșu a fost deja atinsă, probabil că mulți vor spune acum, da, ăsta a fost topul. Dar nu este neapărat să fie topul final la prima atingere, adică linia cu roșu poate fi atinsă din nou, nu este nicio problemă. Dacă ne uităm puțin în trecut, vedem că în zona asta de aici, acest nivel îngroșat a mai fost atins încă o dată, doar că a fost pandemia, da, și s-a decalat puțin treaba aici. Altfel, prețul ar fi urcat, da, după un retest pe linia cu portocaliu îngroșat. Asta putem să vedem și acum în cazul în care corecția se va extinde. Repet, nu este neapărat să se extindă, pentru că acest
ABC sau WXY, se poate finaliza oricând de aici. Și maxim până în zona asta. Nu e neapărat să atingă maximul, dar noi trebuie să avem acest box pentru că trebuie să acumulăm în el, în cazul în care ne dă șansa să cumpărăm mai jos, eu personal oricum o voi face. Și apoi la ce ne așteptăm? Păi o să ne așteptăm la încă un leg up. O să punem și valurile pe Elliott Waves, da? Deci eu la asta mă aștept, de oriunde în acest range, poate chiar și de aici, să vedem măcar atingerea liniei cu roșu din nou, adică 94, da? Și de aici scădere, ok? Bun, și acum dacă punem un Elliott Waves, haideți să începem de aici, am pun valul 1, 2-ul în zona asta, 3-ul în cazul în care bull marketul se va finaliza mai devreme, ăsta e 4, și avem valul 5 în partea de sus, care, da, valul 5 se poate extinde, adică putem avea un extended wave 5, se poate duce peste 100.000, dar pe mine mă va interesa atingerea acestei linii cu roșu. De ce? Pentru că s-ar putea să fie topul final aici, raportându-ne la trecut, bineînțeles că nu e neapărat să ne ghidăm la ce s-a întâmplat în trecut, pentru că întotdeauna va fi altfel, adică trebuie să-ți faci cumva planul. Dacă tu ai cumpărat, te poți aștepta la 80.000, 90.000, 100.000, zona asta unde poți să vinzi treptat, da? Și asta ajută destul de mult, zic eu. Ok, dacă ștergem puțin acest indicator, că ați înțeles care-i treaba, deci ea se va muta. Deci dacă prețul urcă, o să urce și ea nu o să rămână la 94, cum este acum. La fel și următoarea linie care îți dă la 141, dar nu este neapărat să o atingă, ok? Dacă o atinge pe asta cu 94 sau 100.000, pentru că, repet, se va muta mai sus, e ok pentru acest bull market. Adică eu să-mi fac calculele până în zona aia, să mai vând măcar de două ori ce am acumulat de ceva ani. Bineînțeles că nu se vinde absolut tot, tu trebuie să-ți iei profitul, mai ales dacă vezi un pump, da, pe acest leg up, pentru că de obicei un bull market se finalizează după un blow off top sau după euforie maximă, ok? Bun, și vom avea zona asta, care acum nu avem unde să o trasăm decât la 94. Și vom avea încă o zonă în cazul în care 5-ul se va extinde. Și acum trebuie să renunțăm la acest indicator, să nu avem chartul prea plin. Și cam ăsta ar fi scenariul, da? În cazul în care, deci ăsta e range-ul de desfășurare maxim pentru un val 4. Dacă intrăm și pe weekly, probabil că o să vedeți puțin mai bine. Sau se înțelege mai bine, va trebui să punem și un canal, da? Pentru că așa se face atunci când ai valul 1, 2, 3 și te aștepți ca 4 să se finalizeze, va trebui să trasăm un canal paralel pentru alte targeturi, pentru acest val 5, da? În cazul în care punem sau trasăm un Fibonacci retracement din 2 în 3, știm că trebuie să scadă sub 0,3, sub 0,236 pentru a-l confirma sau pentru a spune că ești pe un val 4. Aici deja l-a atins prin această scădere, dar trebuie să creezi un tip de corecție și asta poate să fie un WXY. Ultimul val, acum, această scădere, adică valul Y. Valul ăsta 4, în general, nu se duce mai jos de 0,5 și de asta avem aici max target. Plus că sunt o grămadă de alte pattern-uri care nu dau mai jos de zona asta de aici, adică de 42. Le-am prezentat pe grupul privat, în cazul în care vă interesează, vă puteți abona. Ok, și acum că am explicat care este treaba cu aceste targeturi, haideți să punem canalul. Vreau să șterg asta să nu ne încurcem. Pentru că și aici destul de interesant. Deci, în primul rând, când ai valul 1, 2 și 3, va trebui să atingi vârful creat de valul 1, 3-ul și 2-ul. Ok? Ce vedem aici? Vedem suport. Deci prețul a respins din zona asta de aici. Sunt cazuri în care 4, dar rupe această zonă pentru un fake out și apoi prețul urcă. Hai să facem și asta cu roșu, adică jumătatea canalului va fi cu roșu, pentru că o să fie target, da? Deci în următorul leg up ne putem aștepta la o respingere din zona asta de aici. Să punem un label undeva pe la 85, poate chiar 90.000, depinde cât se întinde pentru valul 4 și cum o să urce pe valul 5, cât de agresiv o să urce pe valul 5, dar de undeva între 85 și 90 de mii, aș putea spune, zona asta de aici, da? Cam ăsta ar fi scenariu, deci 4, odată ce a atins partea inferioară a canalului, se poate finaliza. Vedeți aici ce frumos, a fost suport, da, l-a rupt și acum a ajuns în partea inferioară a canalului.
Ok, deci asta ar fi varianta în care posibil ca ciclul acesta să se finalizeze mai devreme, pentru că de aici urcă pentru valul 5, valul 5 poate să fie puțin mai extins, dar poate să ajungă chiar și în partea superioară a canalului, de ce nu? Dar până atunci va trebui să vedem ce face în alte rezistențe. Și este varianta în care, bineînțeles, ciclurile se vor repeta, da? Adică va ține acest bull market până la sfârșitul lui 2025. Ce scenariu avem atunci? Haideți să ștergem tot de aici și punem din nou Elliott Waves. Exact scenariul de pe weekly pe care vi l-am arătat. Adică ăsta este valul 2, 3-ul încă nu este finalizat, urmează o scădere, da? Și apoi încă o urcare pentru valul 5. Adică exact scenariul pe care vi l-am arătat aici. Ok? Și atunci se întinde, bineînțeles, până în august sau octombrie-noiembrie 2025 și cam asta a fost după urmează un bear market. Aici avem câteva verticale date pe Gun Square și o să ne ajute destul de mult. În cazul în care urcă prețul până în ele, o să urmeze o scădere destul de agresivă. Da? Apoi urcare din nou până în astea, scădere și mai agresivă. Bine, păi cam atât, ăsta este scenariul pe care stau acum. Probabil că mai multă lume se așteaptă la așa ceva, dar nu avem confirmări, deci e foarte simplu, nu ai confirmări că prețul o să facă asta sau să duce sub 15.000 de aici. Când o să rupă sau dacă vedeți că rupe 42.400, zona asta de aici, da, atunci o să avem ce? Un ABC, pur și simplu. La tot bullish o să fie și acel scenariu, doar că va dura mai mult până o să treacă peste 75. Eu o să stau pe ăsta, aștept pur și simplu să finalizeze această corecție și apoi urcare spre zonele de aici. Vedem ce se întâmplă în următoarea scădere, în cazul în care scade sub 0.618, dacă punem Fibonacci de aici și până aici pe linear, înseamnă că am intrat în bear market. Dacă nu reușește să rupă 0.618 pe retracement, înseamnă că ne așteptăm la încă un leg up sau ciclul să continue, așa cum s-a întâmplat și până acum. În cazul în care doriți să vă abonați la grupurile private de Telegram, sunt undeva la 5, unde avem botul de swing, grupul în care postez doar eu, analize tehnice, videouri care se fac undeva la 3 pe săptămână, plus zoom-urile pentru discuții generale între abonați, dar și analize tehnice pe monede. Avem tutoriale educative, live chart-ul cu o grămadă de monede selectate de către grup. Avem secțiunea pentru daily swing trading cu două videouri pe care va trebui să le vedeți neapărat pentru a înțelege cum să folosiți aceste zone. Dacă intrăm, de exemplu, pe Bitcoin One Hour, asta înseamnă că sunt zone pentru scalp sau pentru swing. Chiar de dimineață am avut un long exact din zona asta. La fel și pe Ethereum. Avem zone buy-sell pentru investitori, în cazul în care nu știi unde să cumperi și vrei o confluență, te poți uita pe aceste charturi de aici, sunt undeva la 23 de monede. Dacă vrei să vezi cum arată grupul privat, poți să încerci acest buton, da? Și vei găsi prezentarea grupului, pe care te rog să o citești înainte de a te abona. Bine, v-am salutat, ceau!